Pe data de 7 martie, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, profesorul sucevean Florin Pintescu, prodecan al Facultății de Istorie și Geografie, își va lansa un nou volum, intitulat Politicile Statelor Unite ale Americii, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc. Punctul forte al lucrării este dat de analiza lucidă, necruțătoare a realităților românești, de căutarea adevărului. Bazată pe o întinsă bibliografie, această carte oferă o serie de concluzii interesante de tip geopolitic. În perioada 1945-1989, România s-a aflat în sfera de interes a URSS, la nivel geopolitic, geostrategic, geoeconomic și geocultural. Revoluția din 1989 și căderea URSS din 1991 a lăsat dintr-o dată România fără protecția umbrelei militare și economice a URSS, situație de care au profitat în primul rând statele europene din lagărul capitalist, câștigător al războiului rece. Sistemul mondial socialist din care făcuse parte România capitulase necondiționat în 1991, așa că România nu mai avea practic ce negocia. De aceea, învingătorii au luat de aici și încă iau tot ce se putea lua. Lucrarea aceasta, Politicile Statelor Unite ale Germaniei și Rusiei în spațiul românesc între 1990-2018, este practic rezultatul unei teze de doctorat susținut în 2015, în decembrie, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie. De ce am ales acest titlu? Datorită poziției geopolitice speciale a României. Miron Costin spunea că Moldova este situată în calea tuturor răutăților. România este situată la intersecția sferelor de interese, de influență ale unor mari puteri. Statele Unite, care a fost circa 17 ani, până prin 2007, un hegemon de talie universală, unica superputere, cu interese absolut clare acum în România. Germania, care este un actor regional, însă cu forță geoeconomică planetară și care de circa 8 ani de zile controlează de o manieră impresionantă economia României, este principalul nostru partener comercial și avem cele mai multe firme străine cu capital german în România. Iar Rusia, datorită faptului că este Rusia, că de ea depindem în plan geoeconomic cu hidrocarburile și mai cu seamă depindem de relațiile cu Republica Moldova. Dacă este ploaie sau soare în relațiile dintre București și Chișinău, de acest lucru cam de Moscova depinde. Am fost frapat de această situație, că și în secolele 18-19 spațiul românesc era situat la confluența sferilor de interese ale unor mari puteri. Pe atunci ele se numeau Rusia, Imperiul Otoman și Austria, din 1867 Austro-Ungaria. Vedeți că acum și în secolul 21 lucrurile nu s-au schimbat, tot trei mari puteri există, care ne hotărăsc într-un fel sau altul destinul, Statele Unite, Germania și Rusia. La capitolul plusuri, autorul trece numărul mare de experți software și hardware din România care s-au afirmat internațional. Posibilitatea tinerilor din țara noastră de a studia și cerceta în instituțiile prestigioase de profil din Occident. Posibilitatea de a munci și de a obține venituri mai mari decât în România în această parte a lumii, inclusiv în SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Ce am vrut eu să demonstrez prin această lucrare? Am vrut să demonstrez faptul că în 1989 România nu avea o situație catastrofală din punct de vedere geopolitic, așa cum s-a spus adesea, ci o situație numai precară din punct de vedere geopolitic.
Însă după 1990 lucrurile s-au agravat și sub impactul înaintării frontierelor. Paranteză, frontiera este un concept geopolitic care face trimire la avansul unei culturi, civilizații, imperiu, stat, ideologie. Frontiera este un termen polimorfic în geopolitică, deci sub impactul avansului frontierelor americană, germană și rusă, situația geopolitică a României din ultimii 30 de ani a suferit diverse transformări, nu neapărat în bine. Lucrurile acestea însă nu se văd încă de către marele public, deoarece, vrând nevrând, în ultimii 10-15 ani lumea trăiește mai bine cum nu a trăit niciodată în istoria spațiului românesc, însă la un moment dat erorile, greșelile geopolitice se pot răzbuna și se răzbune de obicei. Concluzia finală a autorului este una pesimistă. Acesta arată că fără pilonul geoeconomic adecvat care să se afle în mâinile românilor, nu există șanse reale de redresare a României. Punctul fort al lucrării este dat de analiza lucidă necruțătoare a realităților românești, de căutarea adevărului. În fond, doar pe baza adevărului poate fi reconstruită în mod real o societate, declară autorul.